Unii vor fi de acord cu ce spun acum, dar fără femei, istoria ar fi fost doar o adunătură de cifre. Ele au adăugat adrenalină în trecutul omenirii. Adam ar fi trăit și acum în paradis dacă Eva nu l-ar fi supus la o dietă cu mere despre care a citit, probabil, în reviste. Până și geniile militare ale Romei au devenit niște copii tângi în preajma Cleopatrei. Astăzi, cele mai puternice femei ale lumii au pus bărbații la respect. Până și Putin stă în poziție de drept când trece Angela Merkel pe lângă el. What? On your knees. You dare ask the proconsul of Rome to... I asked it of Julius Caesar. I demand it of you. Julius Cezar, cel mai mare conducător al Imperiului Roman, bifat Marc Antoniu, un conducător strălucit care merita pe deplin tronul Imperiului Roman, bifat, a încercat să-l seducă și pe Octavian, dar romanul venise cu lecțiile făcute, iar când vorbea cu ea, ținea ochii în pământ. Este Cleopatra, regina antichității, conducătoarea Egiptului într-o perioadă în care până și Sfinxul plângea de mila poporului. A fost considerată cea mai frumoasă femeie din lume, deși dacă ar fi trăit în zilele noastre și ar fi făcut urgent o rinoplastie, fără niciun dubiu, a fost cea mai puternică femeie a antichității și un model adevărat pentru femeile cu funcție din ziua de azi. Cleopatra era atât de autoritară încât i-a ordonat unui șarpe veninos să o muște și șarpele s-a conformat. I want that girl. You are not helping yourself by refusing to submit to our judgment. You who claim to be my judges. You be careful. Ioana d'Arc este încă o femeie puternică a istoriei care nu a murit liniștită în patul ei. Fecioara din Orlean era mai vitează în luptă decât toți cavalerii mesii rotunde la un loc, plus regele Arthur. A condus singura armată franceză împotriva invadatorilor englezi, primind tot timpul indicații scenice de la vocile din cer, voci care au adus-o pe rug. Sfârșitul tragic nu schimbă cu nimic faptul că soldații inamici dezertau când o vedeau pe Ioana d'Arc. No! No! Margaret Thatcher, doamna de fier, primul prim-ministru femeie al Marii Britanii în cea mai încinsă perioadă a războiului rece. I-a tras de ureche pe ruși cu fiecare ocazie și a sfidat pe teroriștii de la IRA. A trecut printr-un atentat cu bombă, precum trece trenul prin Eurotunel. În acest moment, cea mai puternică femeie a lumii este considerată Angela Merkel, cancelarul Germaniei, și este foarte bună prietenă cu locul 2 în topul femeilor puternice, Hillary Clinton. Amândouă îi fac pe liderii lumii să tremure, dar nu-i sperie. Din punctul acesta de vedere, cea mai mare sperietoare de bărbați se numește Lady Gaga. Atât pentru astăzi, până la